Pentru mine, azi e o zi cam tristă. Poate și pentru voi, că nu mai aveți de cine să scrieți atâtea articole cum ați scris până acum. Vă dați seama, când ești în fotbal de o viață întreagă, este foarte dificil să te desparți de lucrul care îl iubești cel mai mult. Dar odată și odată în viață, în viața oricărui sportiv, vine și ziua asta de despărțire. A mea este a fotbalului, dar ca și jucător, nu ca și om, pentru că voi continua să stau lângă fotbal, să ajut fotbalul din cum văd eu, cum pot. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc tatălui meu care m-a dus la fotbal de când eram mic. Și uite că am ajuns să joc până la aproape 40 de ani, cu toate că mă simt foarte bine. Am decis că psihic nu mai pot să joc fotbal. Fizic aș putea să mai joc încă 5-6 ani, dar eu fiind un, cum spuneți voi, un rebel, sunt și un băiat emotiv și pun totul la suflet. Când ajungi la o vârstă și într-o perioadă a vieții care te duci acasă și te gândești ce n-ai făcut bine, de ce asta, de ce asta, de ce asta, datorită fotbalului, atunci e greu să mai continui. Înțelegeți că eu, de exemplu, n-am făcut fotbalul și, cum știți foarte bine, eu n-am făcut fotbalul dintr-o necesitate, da? Până la urmă l-am făcut și din necesitatea pentru că a banilor, că toată lumea muncește pentru bani. Eu l-am făcut printr-un sport, prin plăcerea de a juca fotbal. Și de asta am și continuat, pentru că, datorită și vouă, a ziarelor care câteodată nu mai făceați bun rău, vreau să vă demonstrez că pe terenul de fotbal vă închid gura. Și vouă, și contestatarilor. Și cred eu că până la vârsta asta v-am cam închis ceea ce am făcut pe teren. Că n-am avut, bine, realizări ai când, nu știu, câștigi o cupă europeană, o cupă mondială, așa, un campionat, o cupă, o supercupă, o promovare în Anglia, din astea, nu știu dacă putem să le spunem realizări, că poate pentru unii nu sunt realizări. Dar jucând și la echipa națională, având 67 de selecții, jucând unde am jucat, în toate campionatele care am jucat, inclusiv în cele mai bune din lume, fiind Anglia și Spania, cred că am făcut ceva cu cariera mea de fotbalist. N-am fost un nei ca nimeni, sau un alcoolist, cum mă credeți voi, sau cine mă crede, mă doare direct în cur cine mă crede, pentru că pe hârtie spun cam multe. Vreau să-i mulțumesc și mamei mele, soției, că au îndurat foarte multe și au înghițit foarte multe. Vă dați seama că la atâtea articole despre mine și la câte prostioare am făcut, dar nimeni nu-i perfect. Îi spun și fiicei mele să se mândrească cu tatăl ei, că, nu știu, în viitor apropiat, dacă va mai fi un jucător să bifeze atâtea echipe cât am bifat eu până acum. Retragerea mea nu vine, v-am spus, nu vine după vreo ceartă cu domnul Lincar sau cu domnul Tănase, care au fost extraordinari cu mine. Am văzut tot felul de articole. N-am vrut să comentăm până acum, pentru că lăsăm presa să spună, sau informațiile care au venit la ei
adevărate, eronate, până la urmă sunt date în ziar. Eu n-am pus niciodată, adică n-am pus la suflet. Puneam, dar nu așa de mult. Acum, cu vârsta, am început să pun mai mult. Poate și ăsta e un fapt care m-a determinat să-mi anunț retragerea din fotbal. Eu aveam și alte planuri, adică am și alte planuri pe viitor și nu puteam să le fac pe ambele jucând fotbal. După cum știți, am și carnetul de antrenori, vreau să continui și școala de antrenori, vreau să fac și tot ceea ce depinde de managementul fotbalistic, ca să le am și după care să decid. Am intrat și într-un proiect Emoria, care este global. Veți auzi mai multe de el zilele care urmează, care va ajuta foarte mult sportul și nu în ultimul în sporturi, ci și oamenii care consumă calorii. Mai multe nu pot să vă spun. Datorită Emoriei voi înființa și o academie, care și asta este visul meu, pentru a ajuta toți copiii să aibă ce n-am avut eu când eram mic. Adică toate condițiile, dacă va fi bine fără bani, dacă nu, cu puțin bani. Adică nu putem să jecmănim lumea, că știm foarte bine ce situație financiară este în țară. Bun. N-am avut nicio dispută verbală sau de orice manieră cu domnul Linca, ca să încheiem o dată pentru totdeauna. Îl respect ca antrenor. Am vorbit și cu domnul președinte Cristi Tănase de atâtea ori și i-am spus, este un om doxă de fotbal, da? Mai l-am pe domnul Falup, care și cu el când vorbeam de fotbal, era doxă. Vă dau cuvântul meu de onoare. Și știți foarte bine că am lucrat cu foarte mulți antrenori și am văzut. Dar până la urmă, urmei, nu pot să acuzi antrenorul. Noi în țară imediat acuzăm antrenorul pentru că este vina lui. Vina este a jucătorilor, a noastră. Noi jucăm pe teren, indiferent ce tactică spune antrenorul la antrenamente sau cum te învață la antrenamente, alea sunt niște idei tactice. Tu în teren faci totul după calitățile tale, că nu spune nimeni să iei mingea și să dribezi, să dai gol. Faptul că am văzut ce se întâmplă în fotbalul românesc m-a lăsat rece puțin, pentru că toată lumea vorbește de fotbalul românesc, că încet, încet creștem, când încolo ne ducem la vale. Caractere ca noi, ca și noi, cei care suntem un pic mai în vârstă și am făcut ceva pentru fotbalul românesc, nu mai sunt multe și când mă uit la ceea ce vine din spate și sunt așa de lăsători că au ceea ce pune pe masă și cum pun piciorul la antrenamente și la meciuri, și ăla a fost un fapt care a determinat la retragerea mea, pentru că eu, cum v-am mai spus, la toate echipele care am fost în țară, să spunem, să nu dăm exemple și de afară, eu am pus piciorul și capul în contră. Și chiar am avut rezultate cu echipele la care am fost. Adică nimeni nu se poate plânge ceea ce am făcut eu pe teren. Asta sper de la viitorul care va veni, să lase puțin orgoliul ăla din el și să nu-l mai intereseze banii, pentru că banii vin dacă muncești. Asta am avut eu de spus. Restul, dacă vreți voi să mă întrebați ceva, bine, dacă nu, vă pup și vă iubesc și mai lăsați titlurile astea senzaționale, că nu o să le mai aveți de acum încolo. Te văd emoționat, spuneam și înainte, cât de dificil ți-a fost să-i spui da?
foarte dificil. Domnul președinte e aici cu mine și chiar vorbeam și am slăbit la Chiajna, aveam 92 de kg, aproape 93, și acum am venit la sub 86 de kg, doar pentru dorința asta de a putea ajuta clubul și să putem să promovăm, dar văd că dorința a fost doar a mea, nu și a celor din jur. Mă refer nu la staff sau la... cu toate că o să se supere pe mine, mă doare în cur. Asta e realitatea. În cur. Cot, nu. Asta este realitatea. Totuși, de ce acum? De ce n-ai mai stat o lună și jumătate până în decembrie? Pentru că, v-am spus, datorită Emoriei, care este proiectul, da? în care m-am băgat și cred foarte mult în el, datorită faptului că aș vrea să deschid o academie până în ianuarie, și din ianuarie îmi voi începe cursurile pentru antrenorat și pentru ceea ce pune la dispoziție Federația Română de Fotbal. Din cauza asta, deci în decembrie, oricum mă lăsam. Vorbisem deja și cu soția și n-avea rost să mai stau până în decembrie. Adică până în decembrie, până în noiembrie, nu? Sau când? Sau... Că faci cursuri de antrenor. Da. Păi noi, eu de implicat în fotbal voi rămâne, vă dați seama că nu pot așa ușor să dau peste ceea ce am făcut și ce iubesc eu cel mai mult în viață să mă retrag chiar așa. Mă retrag din activitatea mea sportivă. Dar, să fie antrenorul Tamaș. Păi nu știu dacă voi vrea, eu v-am spus că voi face cursurile, să le am pe toate făcute și voi lua o decizie, nu știu dacă pot să fiu antrenor. Că dacă sunt antrenor, poate îmi vine să intru eu în teren. Vă dați seama. Te-ai gândit așa cum va fi sau a fost astăzi? Nu știu dacă n-ai fost la antrenament prima zi în care nu te duci la antrenament? Dar eu nu sunt la antrenament de vreo 2 săptămâni, dacă n-ai văzut. Deci nu e. Eu aveam asta... La obișnuința, la asta mă refeream. Eu vorbisem cu staff-ul, vorbisem cu domn președinte, deja știau decizia luată de către mine. Nu era o decizie că am venit beat la antrenamente și că nu știu ceea ce s-a scris. Și să vă spun ceva, nu vii beat la antrenamente, vii mahmur, poate nu înțelegeți voi diferența, înțelegi? Voi cred că nu înțelegeți. E o diferență, da. Îți da. Trec așa flash-uri din cariera ta prin acum. Este greu să te gândești, adică... E foarte greu, dar îți spun ceva, când ajungi să plângi în casă, pentru că pui prea mult suflet și nu vezi roadele, atunci psihic nu ești bine, nu? Degeaba poți fizic dacă nu mai poți psihic. Pentru că tu, până la urmă, vrei să faci ceva. Și dacă vezi că nu-ți iese, eu sunt unul dintre aia care ridic mâna, domne, nu mai pot să ajut eu. Adică și dacă aș ajuta și dacă n-aș ajuta, nu-mi văd golul, nu-mi văd țelul. Oricât de mult mi-aș dori. Pentru că nu este un sport individual, este un sport colectiv. Când nu merge o roată la căruță, nu uite cum face căruța. Și vezi? Ai încercat să-i mobilizezi pe colegii. Poftim, dar nu este vorba doar de Concordia Chiajna, este vorba de tot nivelul fotbalului. Înțelegi? Și nu... Am zis mai bine mă retrag și aș putea să ajut fotbalul și sportul din umbră. Mai mult. A încercat cineva să te convingă să renunți? Poftim, nu. Familia. A, soția. Ce a zis? Ce? A început să plângă, nu dați seama, nu? Toată câți ani de zile. Sunt o grămadă de ani, numai... Și fata? Fata... Încă nu i-am spus că mă retrag. La ora de la misiului, dacă stai să te gândești acum la cei 20 de ani de carieră, dar în momentul în care ai debutat Liga 1, da. Meci la care am fost făcut. Liga 1 am debutat la 14. Unde te-ai simțit cel mai bine? Da. Unde te-ai simțit cel mai bine? La Dinamo. La Dinamo am simțit cel mai bine. Prostioare sau... Nu, pe teren. Pe teren?
Când am dat gol cu Liverpool în Cupa Angliei. David, te-ai gândit să scrii o carte despre viața ta? Cartea este doar introducerea. La câte echipe am jucat, vă dați seama că doar introducerea este o carte. O să mă gândesc, dar v-am spus, acum am alte obiective în viață și vreau să le duc la bun sfârșit. După okay, care o să... Ok, zic că trec lunile astea și în ianuarie primești, sau în decembrie primești o ofertă. Eu v-am spus, când zic ceva, fac ceva. Adică... Nu. Nu regret legat de echipa națională ai? Poftim? Nu regret legat de echipa națională, ceva ce ai fi vrut să treci pe echipa națională? Băi, vă dați seama că la... ca și fotbalist... vrei să te califici la un campionat mondial european. La un european am fost, la un mondial n-am fost. Adică ca și fotbalist la asta, astea sunt țelurile tale, adică scopurile tale în cariera de fotbalist. Să joci Europa League, să câștigi un campionat, cupă, supercupă sau ce mai sunt, după aia să joci Europa League, Champions League și campionat european și mondial. Aici n-am ajuns la ultimul. În rest, la toate am ajuns. Spuneai la începutul discuției că nu ai făcut fotbalul ca pe o necesitate financiară și cu toate astea ai dat totul. S-a văzut acest lucru. Spune-mi, te rog, acum, după ce ai trecut prin carieră, dacă ar fi să te țoi de la capăt, ai face același lucru? Poate aș bea două șprițuri. Mai mult sau mai puțin? Nu, mă gândesc la fotbal. Păi la fotbal îți spun, adică toată lumea mă cataloghează așa, bă, dar stați puțin, uitați-vă pe hârtie unde am jucat. Păi și unde vrei să ajungi mai sus? Ai jucat în cele mai bune campionate din lume, în Spania și în Anglia. Ajungeam în alt campionat, în care campionat? Nu înțeleg. Deci chiar nu înțeleg. Astea sunt niște chestii... Pentru că ai zis că vrei să faci școala de antrenor, zicem da. Că va fi antrenorul Tamaș. Cum se descurcă antrenorul Tamaș cu un jucător? Dacă îmi dă, cum dau eu pe teren, poate să stea în copac. Când era Dobrin și Dumnezeu să ierte și alți mari fotbaliști, ei ce făceau? Erau sectanți? Nu cred. Și aveau rezultate. Că am fost un pic mai mediatizat și toți beau un șpriț, nu vă faceți probleme. Doar că nu se arată. Mie nu-mi place să beau în casă, dar ce să alcoolizez, să beau în casă. Dacă vreau să ies afară, ies afară. Ce fac? Nu sunt la pușcărie, că am fost. Cât s-a schimbat fotbalul? Poftim? Cât s-a schimbat fotbalul în spatele meu, după care ai început? Cum e nivelul în spatele meu? Ce era pe meu? Nivelul este foarte scăzut și v-am zis. Noi acum ne uităm și criticăm niște jucători aduși de afară, care, no name, cum zice toată lumea, domne, aduceți pe aia. Păi stai puțin, dacă ăla îmi dă totul pe teren și aleargă 90 de minute, cu cap, fără cap, păi mai bine le iau pe ăla decât să le iau pe unul să stea pe teren. Că lui ăla e foame, e foame de bani, e foame de rezultate, e foame de orice, să ajungă la un salariu mai mare. Adică acum munca bate talentul. Nu mai e că stai că jucăm în 2 pe 4. Asta a fost de mult. Acum munca bate talentul. Asta lipsește fotbalistului român, mai ales pentru tine, până în ziua de astăzi, motivație, ambiție. Mm-hmm. Păi nu sunteți în fotbal. N-ați văzut fotbalul până acum. Eu sunt în Liga a doua de un an de zile. Și credeți-mă, eu n-am văzut în viața mea să bată un jucător de 15-16 ani, să alerge și să facă cum fac unii în Liga a doua. Doar că se complac în niște chestii când ajung un pic mai sus, care nu sunt normale. Aceeași muncă să o faci și când faci pasul următor. Nu trebuie să mă complac, stai că mi-am luat un salariu, vine salariu, am ce pune pe masă, mai am o situație cât de cât ok acasă. Nu, tată, dacă vrei să ajungi și să ajuți fotbalul românesc, să nu mai scrie presa asta, că aducem nu știu ce jucători de pe YouTube sau de pe nu știu ce, puneți osul la bătaie. Liga 3, Liga 2, Liga 1. Nu, stai că m-a dat la Liga 3, la a doua echipă, că nu-s bun. Dă 20 de goluri, mă, în Liga 3. Și te ia Liga 1 sau Liga 2. Dă 20 de goluri în Liga 2.
Dă 20 de goluri în Liga 1. De când nu s-au mai dat 20 de goluri? Păi noi dăm goluri, suntem golgheteri din penaltii. Că avem penaltiuri și dăm goluri, suntem golgheteri. Păi stai puțin, dă din acțiune gol. Unde mai sunt jucătorii ăia care am avut odată? Și noi plângem că nu creștem, că nu facem. Păi, din cauza jucătorilor. Nu din cauza la conducători care vă dă și vă pune totul pe masă. Păi, asta nu zicem, nu? Am văzut că la noi în țară e cel mai bine să joci fără bani. Când nu ești plătit 3, 4, 5 luni, al dracu ți-a venit mintea la cap și joci ca spiridușul. Păi, așa am văzut, că asta este la noi în țară. Și știți foarte bine că sunteți în fotbal și ați văzut cum este. Astra neplătită de nu știu cât timp au câștigat campionatul. Noi am intrat în play-off atunci, eram neplătiți de 5-6 luni de zile. Oamenii care munceau acolo erau de un an de zile neplătiți. Ce dracului? Și ni s-au luat și puncte și am terminat și pe locul 3. Păi atunci, cum facem? Păi văd că e mai bine să nu-i plătești. Că ia uite cum, foamea cum vine și râgâie în stomac. Aveți place bun fundaș românesc? Da, eu, dar mă las. Drăgușin? Poftim? Drăgușin, cum se face? Mai are încă de demonstrat. Bine a demonstrat, joacă foarte bine în Italia, am văzut. Dar să pună osul cum l-a pus până acum, să califice echipa națională. Eu ca și român vă dați seama că sper, nu? Și mi-aș dori foarte mult. Mi-aș dori ca echipa națională să se califice la turnee finale, nu la turneu final, și să ne scoată în stradă. Cum ne-au scos și alții. Echipa Champions League când trebuie să se vadă? Câți ani să mai treacă? Au trecut deja 10 ani. Să fie foarte greu, că ați văzut meciurile internaționale, câte surprize sunt și... Dar până să ajungem în Champions League trebuie să vedem ceea ce avem în curtea noastră și cum putem să-i mobilizăm și să-i ajutăm să crească fotbalul românesc. Când va crește fotbalul românesc, cu siguranță vom avea echipe în toate competițiile europene. Antrenorul care ți-a marcat cariera? Am avut mulți. Nu poți să spui, bine, Neapiți. Care m-a marcat așa, adică din toate punctele de vedere, că m-a și ajutat foarte mult, enorm. Și m-a ajutat foarte mult în carieră, că datorită lui am prins câteva transferuri, dar vă dați seama că am avut foarte mulți antrenori cu nume. Dar eu luam și iau de la o persoană ceea ce trebuie să învăț. Nu iau totul de la o persoană, că nimeni nu e perfect. Știi? Și de la Roy Hodgson am luat. Că ne apăram la antrenamente 2 contra 11 o oră în fiecare zi. Da, dar uite, terminasem atunci pe locul 7 sau locul 8 în Premier League, care e o performanță. Adică trebuie să iei de la fiecare câte puțin. Nu poți să iei mai mult de la altul sau mai mult de la altul. Că nu e nimeni perfect. Gata? Gata, da? Bă, gata, bă! Rezistă! Gata! V-am pupat? Nu mă mai vedeți!